Câmpeanu. Între timp, organizația elevilor îndeamnă la proteste în curtea școlii, chiar în prima zi. Poartă ceva negru dacă vrei să ții doliu pentru educație, ceva roșu dacă ești furios în legătură cu ceea ce se întâmplă și vrei să arăți solidaritate, ceva alb pentru a simboliza elevul anonim. Este îndemnul care circulă în mediul online, ceea ce ne arată că nici elevii nu sunt foarte fericiți cu ce se întâmplă în acest sistem. Ana Predescu, în direct cu mine acum și mulțumesc foarte mult pentru asta. Bună ziua! Începe Bună anul ziua, școlar mulțumesc. Și pare cumva că în ciuda faptului că ar fi trebuit să se schimbe multe, suntem tot acolo. Tot acolo, sigur că da, timpul s-a oprit în loc în privința educației. Am citit și eu despre intenția introducerii acelor formulare, dar din care vom afla cu siguranță că părinții, marea lor majoritate, nu sunt de acord cu vaccinarea, lucru care nu trebuia neapărat aflat printr-un formular. Prin urmare, scopul acestui formular, din punctul meu de vedere, este de a genera pe viitor interdicții pentru vaccinați și facilități pentru cei vaccinați. Interdicții pentru cei nevaccinați, deși Constituția prevede accesul legal la educație. Iar să știți că pentru părinți sunt necesare argumente extrem de plauzibile pentru a-și vaccina copiii cu un vaccin încă experimental, iar în acest moment statisticile arată că eficiența vaccinului în fața variantei Delta a scăzut de la 90 undeva la 60%, iar în plus, un lucru nou și inedit este faptul că Austria impune teste obligatorii pentru profesorii și elevii vaccinați. Prin urmare, de ce ar mai trece părinții la această acțiune de a-și vaccina copiii? În opinia mea, cred că testarea elevilor și a profesorilor rămâne cea mai sigură și cea mai eficientă variantă, cu teste non-invazive, antigen, iar să nu uităm că este începutul anului școlar și dincolo de discuțiile legate de scenarii și pandemie, uităm de fapt de pregătirea actului educațional în sine. Exact. Asigurarea numărului necesar de cadre didactice, asigurarea numărului maxim de elevi în clasă, acei 22 de elevi conform noii legii recent promulgate, legea 185, asigurarea manualelor școlare, deoarece știm cu toții din experiență că în sistemul nostru de învățământ și aceasta este o problemă. Ce să mai vorbim despre materie? Despre, sigur că da, despre adaptarea materiei conform exact. Noilor cerințe de pe piața muncii rămâne totuși o utopie. Încă nu am rezolvat chestiunile de bază. Și nu în ultimul rând să nu uităm și de creșterea salariilor profesorilor, așa cum a fost ea prevăzută, pentru că și aceasta reprezintă, și acesta reprezintă un element pentru asigurarea unui act educațional competent. Și de formarea acestora. Mie mi se pare că formarea profesorilor că ar da. Trebui să fie mult mai de interes decât Sigur salariile da, în momentul de față și abia după aceea să vorbim despre da, salarii. Da, mulțumesc foarte da. Mult pentru intervenție. Secția de primiri urgențe de la Bagdazar.